Consiliul Uniunii Europene pentru Agricultură și Pescuit s-a reunit astăzi la Luxemburg, având pe agenda de lucru pachetul legislativ privind politica agricolă comună după 2020 și modificările anumitor regulamente dedicate piețelor agricole. Delegația României, condusă de Ministrul Agriculturii, pe lângă reuniunea în plen, a avut întâlniri separate și cu înalți reprezentanți europeni. S-au discutat teme de interes care ar putea marca obiectivele mandatului României la președinția Consiliului Uniunii Europene. Vom reveni cu detalii de la acest eveniment.